Salutare tuturor! În acest video va urma să vă explic ce înseamnă fiecare notație de pe un contactor, ca să înțelegeți dacă este ok să îl utilizați în aplicațiile dorite. HIMK22 la contactorul Hyundai face parte din gama de contactori de la Hyundai Electric, care sunt proiectați pentru a controla și proteja motoarele electrice și circuitele asociate. HIMK, Hyundai Motor Control, este o serie de dispozitive de control și protecție a motoarelor electrice. 22 se referă la capacitatea de curent nominal a contactorului, indicând că poate suporta un curent nominal de până la 22 de ampere. ITH32 se referă la curentul termic convențional sau curentul termic nominal, adică reprezintă valoarea maximă a curentului pe care contactorul poate conduce continuu în condiții normale de funcționare, fără a se supraîncălzi și fără a afecta performanțele sale. Contactorul nostru poate funcționa cu un consum de până la 32 de amperi. HG0200110004A. Aceasta este o referință specifică producătorului pentru model și serie. Producătorul în cazul nostru este Hyundai. UI750V curent alternativ. Reprezintă tensiunea de izolație nominală, adică tensiunea maximă pe care o poate suporta carcasa fără a se străpunge. UIM6KV curent alternativ. Se referă la tensiunea de impuls nominală, adică tensiunea maximă pe care o suportă contactorul în cazul unei supratensiuni tranzitorie, de exemplu fulgere sau alte impulsuri rapide. AC3 este o categorie specifică contactorilor utilizați la pornirea directă și oprirea motoarelor asincrone cu rotor în scurt circuit. Contactorul trebuie să suporte curenți mari de pornire, care pot ajunge de 5-7 ori mai mari decât curentul nominal al motorului. De asemenea, el trebuie să fie capabil să întrerupă curentul nominal al motorului, adică să-l oprească în condiții normale. Categoria AC3 face parte din categoriile definite în standardele internaționale IEC. VAC înseamnă volți curent alternativ și indică tipul și nivelul de tensiune alternativă pe care contactorul o poate suporta în condiții de siguranță. În cazul nostru avem intervale 220, 240, 380, 440 și așa mai departe. Kilowatt pe amper este relația între putere și curent. Indică capacitatea maximă de a controla o sarcină. VAC reprezintă nivelul minim de tensiune alternativă pe care contactorul o poate suporta în condiții de siguranță în funcție de putere. HP este puterea în cai putere a motorului pe care contactorul poate comuta sau controla. De exemplu, un contactor evaluat 10 HP, horsepower, poate controla motoare cu o putere de până la 10 cai putere. IEC face referire la Comisia Internațională Electrotehnică, o organizație globală care dezvoltă standarde internaționale pentru echipamentele electrice și electronice. Astfel, un contactor marcat cu IEC respectă normele internaționale privind siguranța, performanța și fiabilitatea în aplicații electrice. EN se referă la standardele europene, iar VDE face referire la standardele impuse de Asociația Germană pentru Tehnica Electrotehnică, Electronică și Informații. Dacă avem marcajul EN și VDE, înseamnă că, la fel ca și în cazul IEC, acestea au fost supuse la testări specifice reglementărilor în vigoare. Aici avem un tabel care ne indică specificațiile tehnice în funcție de tensiunea nominală care trece prin contacții principali, în cazul în care folosim o fază sau trei faze, și ne arată până la ce putere îl putem folosi. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, iar dacă v-au fost folositoare informațiile sau v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like, iar dacă vreți să mă urmăriți pentru următoarele proiecte, dați subscribe și, bineînțeles, vă aștept și cu un comentariu. Toate cele bune!